Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou împreună astăzi, aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Am o emisiune care cred eu că va fi extrem de interesantă și asta datorită invitatului de astăzi. În primul și în primul rând nici nu știu cum să mă adresez domniei sale, pentru că invitatul de astăzi este preot, dar în același timp este și candidat independent la o funcție de primar. Bună ziua, în primul rând vă spun pe nume. Bună ziua, domnule Băluță Petru. Corect. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Cum să mă adresez? Adresați-vă cum doriți dumneavoastră, că e ok. Hai să vedem, dar atenție că în funcție de adresările mele ori vă spărați, ori vă bucurați. Deci nu știu cum să mă adresez. Părinte, domnule candidat, o să vă spun în primă fază domnule Băluță. Corect. Că e cel mai simplu, deși văzând crucea din pieptul nostru, îmi vine să vă spun părinte. Ok. Una peste alta, sunteți preot. Da, sunt preot paroh la parohia ortodoxă Certejul de Sus, de mai bine de 5 ani de zile și acolo am avut ocazia să-i cunosc pe oamenii din comunitate, să le văd necazurile, lipsurile, dorințele și cred că ăsta a fost un argument să încerc să candidez pentru funcția de primar la Certejul de Sus și să schimbăm puțin lucrurile spre binele cetățenilor. Ziceți dumneavoastră, deci de 5 ani de zile sunteți preot paroh în comuna Certejul exact, de Sus. Exact, da? Da, da. Candidat independent susținut de Partidul Social Democrat și de toți cei care doresc ca Certejul să se schimbe. Cum adică susținut de Partidul păi, independent? Să știi, da, de independent, Partidul Social Democrat a renunțat să-și pună candidat acolo, tocmai ca să mă susțină pe mine. Păi și atunci de ce n-ați candidat de la PSD? Nu doream să mă implic deocamdată politic. De atâta vreme cât te-ai susținut de PSD, tot politic v-ați implicat. Eu cred că aș spune că sunt o soluție hibrid. Independent, susținut de un partid politic mare, cu impact asupra oamenilor, pentru că este un partid care a făcut multe lucruri bune pentru oamenii din țara asta. Domnule Băluță, vreau să vă întreb următorul lucru. Cine stă dumneavoastră, de fapt? De unde ați apărut? Înainte de a fi preot 5 ani de zile la da. Certej, haideți să facem o scurtă, nu știu, să vedem, să vă luăm de undeva. Corect. Sunt din Moldova, din județul Botoșani. Așa. Sunt al șaselea. Deci moldovean. Moldovean, jet by jet. Sunt al șaselea din cei 13 copii ai părinților mei. Am avut niște părinți deosebit de credincioși și gospodari, Dumnezeu să-i odihnească, care ne-au crescut foarte frumos și ne-au pus în suplet cea mai mare comoară pe care o poate avea cineva când pleacă din casa părintească. Dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni. Pe principiul poruncilor dumnezeiești, să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Am plecat cu această comoară la vârsta de 15 ani și am venit aici în județul Hunedoara. Mai exact în orașul Hunedoara am venit și am absolvit liceul industrial cu dorința de a mă instrui. Părinții mei au dorit foarte mult ca, virgulă, copiilor să facă carte. Pe principiu, cine are carte, are parte. Am venit la liceu, am terminat liceul și apoi am poposit în orașul de pe Bega, în Timișoara, unde m-am înscris la Politehnică. Am terminat Politehnica și m-am reîntors în Hunedoara prin repartiție guvernamentală la Combinatul Siderurgic Hunedoara de pe atunci. Apoi a venit Revoluția, în sufletul meu era ceva, o neîmplinire. Mereu mama mea și-a dorit să ajung preot. Și îmi spunea și mi-a spus-o până în ultima clipă, tu să te faci preot. După Revoluție a apărut oportunitatea de a face la distanță a doua facultate. Și atunci m-am înscris la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu, pe care am și terminat-o, iar în anul 1996 am fost numit preot în parohia Hărău, aici în județul Hunedoara. Am găsit acolo o bisericuță veche de peste 300 de ani. În care parohie? Hărău. Hărău. O bisericuță veche de peste 300 de ani,
și niște oameni deosebit de credincioși care își doreau o construcție nouă, un locaș de cult nou pe care îl proiectaseră încă de prin anul 1958. Dar condițiile de atunci n-au fost prielnice, m-au așteptat acolo vreo 10.000 de cărămizi vechi și la insistențele credincioșilor de acolo, nu eram pregătit pentru proiecte de asemenea avergură, recunosc, dar la insistențele credincioșilor de acolo am început construcția bisericii în anul 2000. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a multor oameni de bine din județul Hunedoara, am reușit să ridic o biserică foarte frumoasă, iar în 2012 s-a și sfințit, prin prezența înalt preasfințitului Laurențiu, mitropolitul Ardealului, preasfințitul Gurie, preasfințitul Nicodim de la Strehaia și foarte, foarte mulți preoți și o mulțime de credincioși. A fost un vis frumos pe care l-am împlinit și am trăit, cred că, cea mai frumoasă clipă din viața mea, când am realizat că, de fapt, Dumnezeu m-a ales să-i construiesc o casă la Hărău, o casă nouă, frumoasă, în care Dumnezeu să fie prezent și acolo și în sufletul oamenilor. Am terminat-o și am sfințit-o în 2012. Așa. S-a terminat lucrările, după aia a fost o perioadă așa mai relaxantă și în 2015 s-a vacantat certejul de sus, prin ieșirea la pensia preotului dinaintea mea. Și am avut așa un gând să merg acolo. Știam că biserica este foarte veche, de 120 de ani, și are nevoie de multiple reparații și de modernizări. Și mi-am asumat și visul acesta și am mers la certej și timp de 5 ani până acum vreo 10 zile, când am finalizat și acest proiect, am muncit acolo cu foarte multă dragoste și am fost ajutat în mod deosebit de Deva Gold prin persoana domnului Stanca Nicolae, să-i dea Dumnezeu sănătate, un om cu viziune, un om care s-a implicat foarte mult în comunitatea din Certej, un om care mi-a spus... Ce ați fost ajutat? Cu finanțe. Financiar. În calitate de persoană fizică sau cum? Nu, în calitate de parohie. Am arendat niște terenuri și am scos niște bani dintr-un contract cu Deva Gold pentru biserică. Biserica are acolo terenuri de ale bisericii. De ale bisericii, sigur că da. A, deci a avut de câștigat și Deva Gold, nu că așteptat. Deva Gold mai puțin, că terenul nu era de utilitate foarte importantă. Parțial, să zic așa, un drum de acces. Da, care spuneți mie că o societate comercială dă bani așa de moca fără să câștige nimic. Eu vreau să vă spun că din experiența mea scurtă de la Certej, am constatat că, într-adevăr, Deva Gold s-a implicat în mod constructiv, favorabil, în comunitate și a vrut să facă lucruri pentru oameni. Eu sunt un caz care a beneficiat de bunăvoința și de favorul acestei firme, să știți. Favor? Este un favor. Putea să spună, domnule, nu suntem interesați să modernizăm biserica sau să-i dăm bani. Uh-huh. Eu așa am perceput-o. Bun, deci de la Hărău ați ajuns la Certej. Am ajuns la Certej. Am continuat lucrările, am finalizat lucrările cu biserica și am observat, am fost un observator atent, zic eu, la ce se întâmplă în comunitate și am observat că sunt foarte multe dorințe ale cetățenilor care nu se împlinesc. Un trai mai bun, asta ne dorim cu toții. Acum și rugăciunea către Dumnezeu, Părinte, nu se îndeplinesc toate. Nu se îndeplinesc, că de multe ori nu cerem ceea ce este spre binele nostru. Să știți că Dumnezeu împlinește cererile, rugăciunile noastre care sunt spre binele nostru. Noi adeseori nu știm ce cerem de la Dumnezeu. Să vă rugați la Dumnezeu acum să ieșiți primar? Nu pun așa problema. Eu am pus problema într-un alt mod. Am zis așa, dacă este voia lui Dumnezeu ca eu să fiu următorul edil al Certejului, următorul gospodar, voi fi. Nu mă rog să ies primar. Nu, facă-se voia Domnului. Asta este... Păi bun, acum voia Domnului e și prin votul oamenilor. Întotdeauna când noi vrem ceva ca oameni, ca indivizi, spunem așa, facă-se voia ta, Doamne, eu vreau, mă implic, dar dacă tu știi că este spre binele comunității și spre binele meu, ajută-mă să se împlinească. Părinte, eu nu înțeleg un lucru. Da. Repet, motivul pentru care v-am invitat în emisiune este că eu cred că sunteți un caz unic în România, în momentul ăsta. Cred că sunteți singurul preot care candidează la primărie. Și atunci am vrut să discut neapărat cu un om care face lucrul ăsta. Din ce mi-ați povestit dumneavoastră, și aș vrea, am pregătit un material nu, vă rog, regia, aș vrea să vă întreb, domnule, veniți din Moldova, mergeți la Timișoara.
Timișoara, de la Timișoara la Hărău și de la Hărău la Certești. Taman aici v-ați găsit să vreți dumneavoastră să fiți edil. Pe materialul 1, iată, care, la care vă puteți uita și dumneavoastră, apare o postare pe Facebook în care scrie ce? Băluță Petru, da. Noi suntem, nu-mi bate felinarul până la... Noi suntem schimbarea. Noi sunt, care noi, părinte? Noi, candidatul de primar și cu echipa de consiliere a PSD-ului. Noi am făcut un pact. Nu puteți să fiți dumneavoastră candidat independent și aia. Ba se poate, să știți că legislația permite să fii independent și susținut de un partid fără să ai apartenență politică. Cum să nu? Păi și de ce nu și-au pus ei? De ce nu ați candidat de la ei? Asta ați putea să-i întrebați pe... Păi nu vă întreb pe dumneavoastră, ce n-ați candidat de la ei? De la ei? Da. Nu, n-am vrut să mă implic politic, am vrut să rămân independent. Susțin. Păi haideți... da, acceptați ajutorul lor politic. Da, corect. Haideți să vă... Atunci sunteți implicat politic. Sunt implicat și pot o să mă implic în perspectivă și mai mult. Asta nu știu. Da. Dar în momentul acesta, pentru mine, a fost soluția cea mai bună. Așa am gândit-o eu. Așa am solicitat încă de la început, când mi s-a propus să candidez. Rămân, îmi păstrez statutul de candidat independent. A fost dorința mea. Da, are vreo legătură chestia asta cu statutul de preot? Adică are și cu statutul. V-ar fi obligat, dacă candidați din partea unui partid, să vă dați demisia? Nu demisia. Eu sunt suspendat în perioada de campanie. Asta Așa. Este procedura. În perioada de campanie nu pot să slujesc la biserică. Este normal că e un anumit conflict. Încă nu e campanie. Încă nu este, da. Acum mai slujiți, da, nu? Da, sigur, categoric. Și dorința mea a fost, așa, pe alt segment, dacă mergem, situația este în felul următor. Unii sunt cu PNL-ul, alții cu PSD-ul. De alții în, cu în SR-ul, alții cu Partidul Albastru. La Certej, cam astea sunt importante la ora actuală. Dar deci sunt foarte acum, mulți... Asta e un pic de mândrie, părinte. Mândrie înaintea căderii. Nu e mândrie. E constatare din teren. Candidează USR-ul acolo. Ce n-are șanse? Nu știu. Îl minimizați nu din știu, prima? Nu știu, nu știu. Oricine are șanse, prima condiție este să te implici în cursă ca să ai șanse. Bun, deci dumneavoastră ziceți că PNL-ul cu PSD-ul. Eu zic că între cele două sunt foarte mulți oameni indeciși. Și statutul meu de independent poate să-i determine pe cei indeciși să se alăture echipei mele. Păi bun, indeciși. Care echipă? Nu aveți echipă. Eu am echipa de consiliere a PSD-ului care mă susține și este cu mine și în campanie și peste tot. Părinte, dumneata, înțelegi, iartă-mă că spun că da, nu-i logic ce-mi spui. Nu este logic, dar se practică. Ăsta e blat. Nu e blat deloc. Păi ce știți dumneavoastră, de exemplu, de blatul PNL-PSD de la Certeș? Că la un moment dat, haideți, eu știu, haideți să vă spun, da. Lăsați-mă să spun întrebarea. Știu că ați declarat sus și tare că nu veți candida datorită blatului PNL-PSD de la Certej. Ați declarat lucrul ăsta sau nu? Haideți să vă spun ceva. Ați declarat sau nu? În Certej sunt foarte multe zvonuri. Părinte, ați declarat? Haideți să vă spun, dați-mi voie să vă spun. Există foarte multe zvonuri alimentate pe fondul nerealizărilor din comunitatea respectivă și oamenii, eu sincer să vă spun, nu am dovezi concrete și aici o spun cu mâna pe suflet, că ar fi existat așa ceva, dar zvonuri, da, am auzit și eu le-am preluat într-un moment dat și le-am dat drumul, dar ulterior am încercat să mă convinc. Deci dumneavoastră ați declarat, asta îmi spuneți? N-a fost o declarație, a fost ați spus. Să zic o zicere, da. Preluată. Ați postat pe Facebook sau ce ați făcut? Nu, n-am postat, nu. Eu nici n-am Facebook. Ba, aveți cum? Acum, până în precampanie n-am avut Facebook și nu. Păi și de ce v-ați făcut nu sunt Facebook? Pasionat. Pentru că este interesant. Avem un segment foarte important pe Facebook care trebuie și acela... Deci, ați spus, la un moment dat, ați recunoscut acest lucru, că nu veți candida datorită blatului PNL-PSD. Da, a fost. Și asta l-ați preluat din zvonistică. Corect. Nu? N-am avut dovezi și n-am nici la ora actuală. După care, ce v-a făcut să vă răzgândiți? Insistențele oamenilor. Să știți că am produs-o, oamenii s-au bucurat, de aproximativ 2 ani de zile am fost mereu curtat de către cetățenii comunei Certej, mai ales cei din localitatea Certej, acolo unde sunt preot, să mă implic, să fac lucruri frumoase pentru Certej. Ăsta a fost unul din argumente. În momentul când am spus că mă retrag, au venit foarte mulți și mi-au zis, nu faceți asta, sunteți singura noastră șansă. Dacă vă retrageți, iarăși vom avea același primar. Și atunci mi-am dat seama că totuși același fac... Adică...
primarul în funcție. Câmpian, da, Petru? Da, da, da. Asta stați împotriva lui Câmpian. Nu sunt împotriva lui, de ce? Vreți să-l schimbați din funcție? Eu nu sunt împotriva niciunui om. Vreți să-i luați locul? Nu țin neapărat să iau locul. Nici nu vreau să iau locul. Stați așa, vreau să fiu un alt primar. Ce fel de primar? Un primar pentru oameni. Un primar care să aducă armonie, bună înțelegere, pace, un primar al tuturor oamenilor. Eu asta îmi doresc. Păi stați, domn primar, uite, poate da, am mulțumesc, gură, poate este o stați părinte așa că, nu că eu sunt păcătos, dar gura păcătosului e adevărat. Toți suntem păcătoși. Că dacă o să fiți primar, nu o să aduceți noastră armonie. Vă spun eu că nu îi adunați să vă faceți slujbe, trebuie să aveți tot felul de probleme acolo. Știu, dar așa să știți că problemele... Așa că o să-i nemulțumiți chiar pe oameni. Problemele se rezolvă acolo unde există voință. Și eu am voința și dorința de a lucra pentru oameni. Să știți, asta e foarte important. Mai am câteva întrebări pentru noastră. Pentru că Fotoliu cu Ghimbi este o emisiune interesantă. Eu sunt convins că de azi înainte o să fiți fanul ei. 100%. Deja m-ați cucerit, să știți. Îmi tot spuneți că sunteți independent. Ok. Eu cred că e un troc, sincer, între PSD și dumneavoastră. Și sunt convins că dacă veți ieși primar, vă veți înscrie în PSD. Eu spun lucrurilor pe nume. Spuneți-mi că nu e așa. Contraziceți-mă. Orice e posibil în momentul... Nu, spuneți-mi că nu e așa. În momentul acesta este prematur să mă pronunț ce va fi. Haideți să așteptăm momentul să fiu declarat câștigătorul și ne întâlnim atunci la o emisiune și o să vă spun... Că v-ați înscris în PSD. O să vă spun ce se va întâmpla atunci. Deci asta cu independentul mie mi se pare o mare barbă, să-mi fie cu iertare, părinte, iartă-mă, nu e nicio problemă. Cum îi dăm canon? Dar mi se pare o mare barbă și vă spun de ce. Pentru că din informațiile pe care eu le am, pentru că înainte de a face o emisiune mă documentez. Sunt convins. Știu că există niște consilieri locali PSD, sunt aceiași consilieri locali PSD și pe listele electorale în momentul ăsta, care vă au fost acum 4 ani, niște consilieri locali PSD, respectiv domnul Mihai, domnul Dălie, domnul Pipoș, doamna Pipoș, domnișoară, ce-o fi, merg prin Certeș, Hondol, Vârmagi, pentru a convinge oamenii, atenție, nu să voteze candidatul independent, ci să voteze candidatul PSD Petru Băluță, preotul. Ok. Așa e sau nu e așa? Nu este așa. Haideți să vă spun ceva. Eu îmi doresc să ies din tot sufletul primar la Certej, dar am nevoie de un suport. Dacă eu ies primar și nu am pe cineva să mă susțină în continuare la Consiliul Județean, de asta... Dar nu la Consiliul Județean, în Consiliul Local, domnule. Dați-mi voie. Pe lângă Consiliul Local, Consiliul Local este al PSD-ului. Într-adevăr... De ce? Acum aia PSD-ului Consiliul Local? Nu, Consiliul Local... care mă susține pe mine, la asta mă refeream. Acum păi este Consiliul Local... Cum s-a grupat? Câți consilieri locali PSD, PNL? Nu știm, dar eu am certitudinea că va fi al PSD-ului după alegeri. Într-adevăr, sunt persoanele care le-ați enumerat acolo, dar acele persoane sunt persoane cu potență financiară, dezvoltă afaceri, sunt oameni care au dovedit că pot face lucruri pentru Certej, dar pentru în Consiliu, dați-mi voie să vă spun, în Consiliul Local n-au putut să facă. Când ai un consiliu majoritar PNL și 4 consilieri PSD, haideți să fim politicieni. Nu trece nimic de la PSD. Și au fost numeroase inițiative, după cunoștința mea, care au fost oprite prin votul celorlalți majoritari. Păi asta da, este. Și atunci de ce nu se duc să zică că domnule, uite, eu adun semnături pentru candidatul independent, nu pentru candidatul asta PSD. Asta au și făcut. Au adunat... semnături pentru candidatul independent, dar știți care este procedura. Primar și Consiliul Local, eu sunt excepția, acum am făcut separat semnături pentru primar, semnături pentru Consiliul Local și Consiliul Județean, unde candidează domnul Nistor, să dea Dumnezeu să iasă, că eu voi avea un suport fantastic la Consiliul Județean și îmi doresc din tot sufletul să iasă... Atenție, da. Încă nu-i campanie. Ok, și atunci voi fi sprijinit întru totul. Dacă nu ai intrare, să zic așa, la forurile superioare... Păi și dacă nu iese? Dacă nu iese. Că există și varianta asta. Vom trăi și vom vedea. Dacă nu iese, ce faceți? Eu v-am spus, eu nu mă precipit. Aștept rezultatul votului și atunci o să discutăm. Părinte, nu pot să nu vă întreb. Întrebați-mă. Acum ziceți că v-a convins oamenii. Mai înainte mi-ați vorbit de domnul Nistor. Cine v-a convins să candidați? Domnul Nistor sau domnul Toma? Cine domnul Nistor a venit ulterior. Că ați fost tare nehotărât. Ba candidez, ba nu O singură dată, dar să știți că
Scenariul ăsta a fost benefic până la urmă, că m-am convins că, într-adevăr, își doresc și oamenii și își dorește și Partidul Social Democrat să candidez la Certej cu susținerea partidului. Și dacă nu câștigați, ce faceți? Vă întoarceți înapoi la preoție? Da, categoric. Dar dacă câștigați dumneavoastră primar, așa. Hai că acum chiar mă amuz. Și știu că țineți la glumă, că văd pe dumneavoastră. Da. Dom'le, cum o să vină țața floare la matale în primărie și o să zică, domn primar, nu știu ce, având în vedere că dumneavoastră ați povedit-o și vă zis că și-o înșela bărbat. Dumneavoastră știți câte ceva despre fiecare. Aproape, prin taina, da, spovedanii. Da. Ok, corect. Vreau să vă spun că... Păi vi se pare corect și normal să mergeți pe urmă? Taina spovedanie este sfântă și atât. Punct. Când va veni Nana Floarea, cum o numiți dumneavoastră, băi, na, va veni cu aceeași dragoste cu care a venit la biserică. Am certitudinea asta. Și eu o voi primi în primărie cu aceeași dragoste. Nu vine, domnule, că la biserică îi dai canon, la primărie îi dai altceva. Îi dau ajutor la primărie. Ce în, ajutor? În toate problemele pe care oamenii le au. Haideți să vă spun, există o tendință la ora actuală în primării. Am văzut-o și am și constatat-o și pe pielea mea în unele conjuncturi. Primarul se crede un mic Dumnezeu al localității. Nu se crede gospodarul localității, că asta e definiția primarului. Trebuie să fie primul dintre gospodari. Păi și dumneavoastră sunteți primul dintre gospodari? Eu nu sunt primul, dar am șanse foarte mari să ajung. Păi nu, dar trebuie să fie ceva în urmă. Eu nu locuiesc în Certej. Păi și atunci locuiesc de ce candidați acolo? Pentru că mi-este dragă zona și o să mă și mut acolo. Păi de ce nu v-ați mutat până acum? Până acum nu m-am mutat, că aștept momentul zero. Să vedem ce facem. Părințele, părinte, da, iartă-mă. Da, nicio problemă. Spuneți cum vă simțiți bine, comod. Cum e corect, și cu respect. Deci, părinte, dumneavoastră locuiți în Hărău. Da. Candidați la Certej. Da. Venzi în Moldova. De ce ar avea oamenii încredere în noastră? Faptele vorbesc, să știți. La ora actuală... Păi, faptele noastre sunt că dumneavoastră candidați ca și consilier independent. Nu, consilier, primar. Primar independent, susținut de consilierii PSD. Dom'le, dacă aveați, să mă iertați, sânge... Da, da. Mă duceam direct. Da, bă, eu sunt de la PSD. Nu mai vreau să fiu popă, vreau să fiu primar. Păi, ce? Nu, eu nu vreau să... Atâtea chestii cu independent, neindependent, mă pupă PSD-ul, mă înjură PNL-ul, dacă nu ies primar, vin și vă spovedesc chiar... Ce e asta? Doamne, eu în locul dumneavoastră, știți ce aș face? Acum aș duce și m-aș înscrie în PSD. Nu mă înscriu în PSD, uitați acum că nu-i momentul. Dacă tot vă susțin. Nu este momentul să fac gestul ăsta, pentru că PSD-ul are încredere în mine ca și independent. Și asta este un lucru fantastic. Chiar am văzut o schimbare de mentalitate când un partid acceptă să susțină un independent. Este o notă de super bene pentru PSD. Păi, făceam un mișto prin Certești pe acolo, am fost duminică, da, da, la Biert. Trebuia să veniți și la biserică. Am ajuns târziu, ați gătat slujba, da, dar am fost la crâjmă, că știți că la crâjmă se adună acolo toată lumea. Se... Și am lansat-o, am auzit că vrea preotul să fie primar. Și ce? Da, domne, acum vrea și primar, mâine, poi mâine îl pune și șef de post. E ok, este o variantă, numai că am depășit vârsta, că puteam să fac școala militară, că nu era... Nu, deci era unii glumesc pe, da, pe tema, da, asta. Da, ai dreptul fiecăruia. În campanie și se glumește, se mai... Cum comentați glumele astea? Fiecare este liber să spună ce dorește. Am să știți înțeles că nu mă afectează foarte tare. Pe fondul, eu practic, dacă aș fi în locul multora din Certej, văzând ce s-a întâmplat în ultimii 16 ani, n-aș mai glumi. Aș plânge, vă spun sincer. Certejul este un ținut părăsit, dezolant. Ați fost acolo, sper că ați văzut. Că sunt foarte mulți oameni care au ochi și nu văd. Aici este durerea în țara asta. Să vezi lucrurile așa cum sunt, să te implici, să încerci să schimbi în bine viața oamenilor. Asta este menirea noastră ca oameni pe care Dumnezeu îi alege să-i pună în anumite funcții. Și eu mă consider a fi bun să fac lucrurile astea și când spun asta, am în spate rezultatele pe unde am trecut eu. Chiar străin fiind aici în Ardeal, vinitură, cum zic unii,
Am pus două biserici, dar nu e lucru este? Puțin. Haideți să facem o statistică. Cu bani de la Deva Gold și de la... Nu ați făcut dumneavoastră de la... În spatele unui proiect este foarte multă muncă. Pe care nu poți cuantifica așa ușor. Numai cel care este în problema acolo știe prin câte a trecut și cât a muncit. Părinte, nu ați cărat dumneavoastră cu spatele beceaurile și cărămizile? Am făcut și asta. Le-au cărat muncitorii. Nu, aici vă înșelați, vedeți, și din punctul ăsta de vedere sunt un om altfel. Am fost în fruntea coloanei când am construit biserica de la Certej, când căram și puteți să mergeți să culegeți informații la oamenii din Hărău. Informații pe subiectul pe care îl abordam acolo. Și am făcut lucrul ăsta, să știți. Și nu mi-a fost rușine să fac. Chiar am fost mândru. Nu văd de ce v-ar fi fost rușine. Nu mi-e rușine nici mie, stimați telespectatori, să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. O emisiune foarte interesantă cu preotul candidat din comuna Certej.